Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută / testat. Pentru că am și un parfum pe care l-am testat și aș vrea să includ în parfumurile săptămânii, aș vrea să includ parfumurile pe care le testez pentru că nu mai reușesc să le pun cap la cap și să vin cu un video separat despre acestea. Și am tot testat, le-am lăsat acolo să strâng pentru un video. Și ce credeți? Am uitat de ele, am uitat cum sunt, trebuie să le testez din nou, să mi le reamintesc și am zis că mai ușor este să le includ în parfumurile săptămânii. Ce ziceți? Ce ziceți voi? Mie mi se pare mai ok așa și numai bine mai săptămânal testăm și parfumuri. Ei bine, haideți să începem cu parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și vorbim în primul rând despre Nude. La noi Trezor Nude, un parfum pe care eu îl iubesc foarte mult și, din nou, este un parfum care anul acesta mi-a plăcut mai mult. Avem un cocos și vanilie, avem și un trandafir pe acolo, dar eu vă spun așa, cam ce predomină în parfum și, da, cocos și vanilie, dar față de Coco Vanil de la Mansera, care și el este un cocos plus vanilie, aici avem un parfum foarte elegant. Foarte elegant, foarte feminin, nu este genul acela de parfum pe care să îl porți pe plajă. Acesta este ceva mai elegant, este un parfum de vară, foarte feminin, foarte frumos și vanilia din el este una foarte, foarte caldă, foarte frumoasă. Este un parfum dulce, dar nu prea dulce. De fapt, nu știu ce să zic, depinde acum ce înseamnă pentru fiecare dulce sau nu prea dulce. Da, este dulce. Este dulce, este frumos. Și aici nu avem un cocos, nu știu cum e un Coco Vanil în niciun caz. E ceva mai sintetic acolo, aici parcă este ceva mai natural. Da, ăsta este un parfum feminin, elegant, rafinat și superb. Este superb, superbisim. Cred că anul acesta este preferatul meu cu cocos. Îl ador. Și nu este un parfum pe care să-l porți doar vara, poți să-l porți oricând, ținând cont de faptul că este un parfum cu multă vanilie. Cocosul este ceva mai natural și nu te duce cu gândul la vacanța de vară, la vacanța la mare, nu te duce cu gândul la plajă, nu? Este superbisim, superbisim. A, și este o apă de toaletă, dar este super, super bun. Persistă foarte bine parfumul acesta. Ok, haideți să trecem la următorul despre care vreau să vă povestesc pentru că este nou în colecția mea și este vorba despre Crystal Love de la Attar Collection. Ei, știți că l-ați văzut recent într-un haul. L-am purtat săptămâna trecută și trebuie să vă spun că astăzi am luat pe mine un halat subțire de vară pe care l-am purtat prin casă și atunci când a venit Attar și am folosit parfumul ăsta și astăzi l-am luat pe mine și mirosea foarte bine și foarte intens. Da, în primul rând că știu că m-ați întrebat despre persistență, persistă, proiectează. Este un monstruleț parfumul acesta și nu doar când vine vorba despre proiecție și persistență, ci și la capitolul miros. Pentru că v-am spus că se duce în zona Casablanca, se duce în zona La Danza de Libelule, însă este diferit. Este un parfum fructat, oriental, afumat, sexy. Te duce așa cu gândul la o cameră întunecată, cu niște lumânări aprinse. Înțelegeți voi? În zona asta te duce Crystal Love. Nu simt ciocolată albă, dar este un parfum dulce. Nu simt nicio notă așa pe care să pun mâna și să zic miroase a trandafir sau miroase a ciocolată.
Este un pic spicy, este un pic afumat, aș putea să zic că este un pic lemnos, are ceva acolo, un fel de ud. Dacă ar fi să mă gândesc la udul pe care l-am mai testat prin, l-am mai simțit prin alte parfumuri, aș putea să spun că și el are un pic de ceva. Clar, da, are un lemn ars, un lemn ars în el, dar lemnul ăsta ars este baza parfumului, pentru că parfumul în sine miroase a fructe, este dulce, nu este ceva ce ai mânca, v-am zis, este ceva foarte seducător, așa, foarte misterios, foarte întunecat, o combinație de întunecat cu dulce. La Danza, de exemplu, este un parfum care miroase a fructe proaspete, care miroase, este foarte juicy, miroase a măr. Avem și aici măr, dacă nu mă înșel, dar nu simt miros de măr sau miros, nu. Pur și simplu este o combinație parfumul acesta de fructe și poate că acel nutmeg se simte așa ca un iz lemnos. Spicy, nu știu. Ce pot să vă spun este faptul că mie îmi place foarte mult acest parfum. Are un iz arabesc, clar. Nu este un parfum pe care să-l iei blind, clar. Dar este un parfum pe care eu îl ador. Îl ador. Nu, chiar dacă are, v-am zis eu, că are background-ul acesta lemnos, lemnars și toate cele, este un parfum foarte frumos și ce vreau eu să vă spun este faptul că clar este un parfum pentru vreme rece. Pentru mine, da. Eu l-am purtat când era foarte cald și nu e ok. Mai ales că este foarte puternic și este și un parfum cald. Un parfum care te duce cu gândul la un șemineu, la o cameră cu șemineu, cu lumânări. E frumos. E frumos, mă bucur că este în colecția mea și o să mai discutăm despre el, dar îmi place. Și dacă tot l-am asemănat și cu Casablanca, haideți să vorbim puțin și despre el și Casablanca. Păi, în Casablanca se simte mai mult caramel, este mai gurmand Casablanca. Casablanca are mult caramel, are fructe dulci, este foarte juicy, foarte caramelicios, gurmand. Și el este un parfum foarte frumos, se aseamănă cumva, dar sunt totodată diferite pentru că aici avem izul acela oriental, lemnul acela ars, deci sunt diferite. Mă duce cu gândul, poate că izul acela fructat, mă duce cu gândul și la Casablanca și la Danza, însă, ca și parfumuri, sunt total diferite. E frumos. Toate sunt frumoase. Mie toate trei îmi plac. Deci îmi place și la Danza. Este un parfum foarte natural. Miroase. Se simte mărul acolo. Este proaspăt. Este și fresh. Așa. Casablanca este un parfum dulce. Este mai mult în zona gurmandă. Ei, aici avem ceva mai sexy. Ok. Am mai purtat Yves Saint Laurent Montparis, pentru că l-am pus în parfumurile consumate și atunci am vrut să mi-l reamintesc și să povestim despre el și l-am purtat și îmi place parfumul acesta. V-am povestit mai multe în parfumurile pe care le-am consumat și puteți să vedeți clipul, este clipul anterior. Haideți să trecem la următorul parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută, cât de cât, cât s-a putut. Și l-am purtat pentru că m-a întrebat cineva cum persistă. Să știți că are aceste bule pentru că tocmai ce mi-a picat pe jos. Cât s-a putut? Nu este genul de parfum care să persiste foarte mult pentru că este foarte proaspăt, este destul de natural, dar mie nu-mi place parfumul acesta, nu-mi place pentru că cumva mă duce cu gândul la plante medicinale, nu este genul de parfum pe care l-aș purta vara în niciun caz, mai degrabă ador White Tea de la Elizabeth Arden,
Acesta este ceva mai natural, dar nu-mi place. Nu îmi place. Miroase a lămâie. Este proaspăt. Este. Mie nu-mi place parfumul acesta și o să plece din colecția mea. Chiar trebuie să vină și un declutter. Ok. Am luat o mică pauză, am aranjat puțin tăvița asta pentru că începusem să le împrăștii pe aici. Și haideți să trecem la următorul parfum pe care l-am purtat. Este vorba despre Si de la Giorgio Armani. Eu am două sticle în colecție. Asta este una mai veche și pe ea am purtat-o săptămâna trecută. Avem aici un lichior de coacăze negre, o vanilie frumoasă, este un parfum șipră, feminin, elegant și foarte frumos, dulce, licoros. Îmi place Si, îmi place foarte mult și din ce am mai testat eu așa, din flancăre, pot să zic că acesta până acum este preferatul meu. Dar mai testăm, mai testăm. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este acest Jo Malone Maren Tonka. Un alt parfum superb, știți că eu sunt înnebunită după parfumurile de la Jo Malone. Și acesta este un alt parfum pe care îl ador. Mi se pare că este foarte versatil din nou, cam toate parfumurile de la Jo Malone sunt versatile din ce am testat eu, dar îmi place foarte mult toamna parfumul acesta pentru că este cozy. Este un parfum pe care poți să-l porți vara pentru că are un iz proaspăt, este aromatic, dar poți să-l porți și toamna pentru că are și ceva cald, ceva dulce, ceva dark, are ceva dark, da? Este un pic întunecat, este o combinație de proaspăt, întunecat, un pic spicy, cald. E foarte, foarte interesant parfumul și este acolo la limită, între feminin și masculin, dar înclină puțin în partea masculină. Înclină puțin de tot, puțin de tot și știți că mie nu îmi plac parfumurile masculine, dar aici avem un aromatic frumos. Mie mi se pare aromatic, mi se pare cald, cozy, mă duce cu gândul la o pătură călduroasă toamna când plouă afară, are lavandă, e frumos, este o poveste parfumul acesta. Chiar este un parfum care te inspiră, e frumos, e foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat este acest Bulgari, care nu știu exact ce variantă este, dacă vă vine să credeți, dar îmi place foarte mult cum miroase. Poate să fie, de exemplu, Indian Garnet, Omnia Indian, este un Omnia, dar nu știu exact care. Dar mi-a plăcut foarte mult. O să vă dați voi seama cu siguranță care este. Pardon. Un parfum fresh. Destul de transparent așa, proaspăt, pudrat, moscat, aș spune. Miroase acurat. Pudrat, curat, proaspăt și foarte plăcut. Mă duce un pic cu gândul la YT de la Elizabeth Arden. Chiar mă duce cu gândul la acesta și mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi plac parfumurile astea proaspete, curate, pe care, nu știu, care îți dau așa o stare de bine, de relaxare, de liniște. Mi-a plăcut și acesta, dacă o să-l mai găsesc, o să-l mai cumpăr. La modul că mai cumpăr parțiale și poate îl găsesc, dar nu este ceva care să te dea pe spate, nu este ceva must have pe care trebuie să-l ai în colecție. Este un parfum destul de comun, să zic așa, dar frumos, îmi place.
Haideți să povestim și despre parfumul pe care l-am testat săptămâna trecută și este vorba despre acest Tocca Giulietta, un parfum care îmi place foarte mult. Este o casă despre care eu mă tot documentez de ceva timp, pentru că le-am tot văzut la prețuri bune pe make-up la un moment dat. Bine, sunt variante mici de 20 de ml. Am testat și în magazin, le găsim și în magazin, dar nu era decât unul pe care puteai să-l testezi, parcă nu mai știu care era. Le-am văzut și pe Hiris, le-am văzut pe mai multe site-uri chiar și sunt foarte interesante. Sunt parfumuri proaspete, florale, dar au o calitate bună și au un miros destul de natural. De exemplu, Giulietta este un parfum floral foarte cărnos, așa, foarte natural, foarte bogat, plin, curat, muscat. Avem și Heliotrop, este destul de pudrat parfumul, dar foarte frumos, foarte frumos. Din note, dacă te uiți așa pe la notele parfumurilor de la Tocca, ai zice că sunt niște parfumuri simple, comune, dar da, sunt parfumuri simple, dar sunt de calitate și tocmai pentru că au această calitate nu mi se pare că se duc în zona parfumurilor comune, transparente, nu știu. Cum este și Bulgaria, acesta, un parfum simplu și comun. Nu, aici nu avem un parfum comun. Chiar vreau să testez mai multe de la Tocca și au și niște sticle foarte elegante și foarte frumoase. Aș vrea să testez mai multe și da, poate o să intre și în colecția mea un meu parfum de la această casă pe care nu prea o cunosc. Nu prea o cunosc, dar îmi place. Și ultimul parfum despre care povestim astăzi este acest Cherry Cola de pe Dubai Collection. Am mai vorbit despre el într-un video, însă vreau să vin cu niște update-uri pentru că, ce credeți? S-a așezat parfumul și acum miroase intens și cum trebuia să miroase de la început. Când a ajuns coletul de pe Dubai Collection la mine, l-am testat și v-am zis, mirosea destul de vag, destul de slab, nu mi s-a părut că are personalitate, dar stând în sticlă s-a așezat și acum miroase bine. Și haide să vorbim despre mirosul lui, pentru că este total diferit de ce am simțit prima dată. Chestia asta cu parfumurile este destul de reală. Dacă l-ai folosit prima dată și îl lași o perioadă, parfumul se intensifică. Am înțeles la un moment dat că este vorba despre moleculele care se sparg atunci când parfumul ia aer, ceva de genul, nu știu exact, dar este o chestie destul de reală din ce am simțit eu la parfumuri. Nu se întâmplă la toate, dar la unele se întâmplă. Și acum hai să trecem și la Cherry Cola. Puteam să-l iau și pe Tocca Cola la un preț foarte bun, la prețul pe care îl găsim pe Cherry Cola, care este clonă, dar nu l-am luat. Ok, avem cireșe, scorțișoară, lămâie, nutmeg, în mijloc avem Coca-Cola, patchouli, floare de portocal și în bază avem Tocca, vanilie, benzoină și labdan. Da, este un parfum cald. Are și acea lămâie, dar nu pot să zic că simt chiar lămâie, ci simt o prospețime. Miroase super bine. Miroase a Coca-Cola. Nu mai miroase a ursuleți, geleuri. Nu. Nu. Miroase mai bine. Are izul ăla de Coca-Cola. Coca-Cola cu lămâie, ceva de genul, Tocca, se încălzește, se simte și scorțișoara, chiar miroase bine, chiar miroase bine.
îmi place și mi se pare potrivit și acum, mi se pare potrivit poate că mai bine în perioada rece, pentru că el din ce în ce se tot încălzește și avem această bază caldă și frumoasă. Și ce să zic, este un parfum frumos, este un parfum pe care l-aș lua, sincer, în colecție. Îmi place mirosul și nu mai am ceva care să fie la fel, destul de unic, aș spune eu. Da, nu știu dacă o să-l iau sau nu, dar nu este un parfum despre care să spun că nu îmi place. Nu prea, nu-l văd, nu mă văd să întind foarte mult mâna după el, de asta nici nu l-am luat. Așa cum nu întind mâna nici după Coco Vanille destul de des, el este la fel un parfum de vacanță pentru mine, dar da, cam asta este. Bine, acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip și puteți să-mi spuneți și voi ce parfumuri mai purtați în această perioadă. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să-mi lăsați un like și... cam atât, cam atât. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat. Pa, pa!